Liderii de sindicat și administrația Complexului Energetic Oltenia ar putea avea o nouă întrevedere vineri. În cadrul Comisiei Paritare se vor purta discuții despre posibilitatea ca prima acordată femeilor din cadrul companiei să fie majorată cu ocazia zilei de 8 martie. Conform contractului colectiv de muncă, fiecare angajat ar urma să beneficieze de suma de 100 de lei, însă liderii de sindicat speră la mai mulți bani. Tot cu această ocazie se va dezbate și problema reorganizării carierelor din cadrul companiei energetice.